Bună dimineața din nou și astăzi mă bucur extrem de tare să vă prezint un preparat. Nu știu dacă aș putea să-l numesc chiar un preparat, dar este practic o baghetă ce se consumă în satele mici bavareze atunci când este sărbătoare. Practic, aproape în fiecare casă se prepară această baghetă. Aveți nevoie, în primul rând, de două tipuri de cărnuri, de cărnuri preparate, cum ar fi o friptură obținută dintr-un filet de porc și mai aveți nevoie și de o șuncă, de preferință o șuncă Pădurea Neagră, ce este ușor afumată. Tot afumat este și un cașcaval pe care îl folosesc astăzi, dar mai am și o altă variantă și anume șvaițerul, care are un gust așa asemănător cu nucile și se potrivește foarte bine în preparatul meu. Mai aveți nevoie și de o baghetă, dar ceea ce este interesant, o salată de cartofi preparată cu maioneză, un pic de iaurt și ceapă verde. Toate acestea, și am să vă spun pe parcursul emisiunii, vă dau mai multe detalii cum se așează în baghetă și care este ordinea lor, astfel încât, pe măsură ce savurați acest preparat, să aveți tot timpul gusturi diferite. Băieți,